Spuneți că, în ciuda indicatorilor economici îngrijorători, sunteți optimist cu privire la evoluția business-ului. Ne puteți oferi mai multe detalii? Da, sigur, mulțumesc pentru întrebarea. Suntem optimiști, în primul rând, că România a început să practică mai mult sport. Vorbesc numai despre Ramura, care prezint. Sportissimo este o companie retail din sport. România a început, după pandemie, să întoarcă spre sport, spre o viață mai sănătoasă. Anul trecut noi am avut o situație care a fost influențată prin restricțiile, când nu toți aveau acces la mall-uri, retail parcuri, și avem o speranță foarte mare că anul acesta, toamna, iarna, o să revină consumatorul nostru care nu a achiziționat și n-a avut posibilitatea la un acces liber la produsele care propuneam, și o să revină în anul acesta. Noi pregătim o gamă variată, că la momentul de față propunem peste 600 de branduri în magazinele noastre, și colecțiile care am pregătit pentru toamna și iarna o să fie o surpriză plăcută pentru consumatorii noștri, de aia suntem optimiști. Bineînțeles că noi am deschis încă 4 locații pe parcursul anului acesta, suntem mult mai accesibili pentru clienții noștri, din cauza aceasta credem că o să fim mult mai interesanți pentru clienții noștri. Ați vorbit și despre cum faceți această îmbinare între offline și online, despre strategia de omnichannel pe care o aveți, și la acest capitol aș vrea să vă întreb cam cum vedeți viitorul, care sunt trendurile? Mulțumesc! Trendul este unul foarte interesant. După părerea noastră a companiei Sportissimo, este dezvoltarea unui mix între online și offline. Clienții accesează mult mai multe servicii în ultima perioadă, cum sunt servicii de click and collect sau rezervarea produselor și ridicarea lor din magazine, și chiar transmiterea produselor direct din magazin spre casa clientului. Este foarte important astăzi să oferim foarte multe servicii pentru comoditatea clientului. Timpul care noi petrecem în mall-uri și retail park-ul devine mult mai mic. Încercăm să petrecem mai mult timp în familie, lucru, viața e foarte rapidă. Știți foarte bine lucrul ăsta. De aceea viitorul este pentru companii care dezvoltă mai multe posibilități, dau posibilitatea clientului să vadă produsul, totuși impactul de a pune mâna pe produs rămâne. Nu tot poate să treacă în online și clientul are nevoie de socializarea, partea care poate primi numai în magazinul offline, dar are posibilitatea să aleagă produsul în online și apoi să ridice direct din magazin de apropiere a casei. Acolo este foarte important să înțelegem că creșterea offline trebuie să fie și cu creșterea online. Noi am reușit anul precedent să deschidem 8 locații, anul ăsta 4. Creșterea offline-ului este destul de mare, dar și creșterea online-ului rămâne. Ponderea nu se schimbă procentual, dar fiind faptul că am crescut rețeaua, au crescut și online-ul.